Teoretic, atribuțiile unui primar sunt bine stabilite. Deși există edili care fac chiar mai puțin decât este prevăzut în fișa postului, mai există și primari model care fac mai mult decât ar trebui. Este și cazul primarului din Fundata, care în loc să stea la birou și să meargă la întâlniri cu pretenții, el alege să se dedice trup și suflet oamenilor care l-au ales. Aici, fiind o zonă unde vântul este foarte puternic, zăpada se adună în drum și necesită să o dăm de pe parte pe cealaltă a drumului, să o dăm peste drum în vale. Majoritatea drumurilor sunt înguste, cu o singură bandă de circulație, drumuri de țară. Încercăm să dezăpezim peste tot și să evităm pagubele, așa eu știu, ale oamenilor, ale proprietarilor, să nu distrugem și gardurile. Sunt zone ca aici unde s-a luat gardul și putem da zăpada peste drum. Locuitorii satului Fundata sunt foarte mândri de primarul lor și îl apreciază pentru tot ceea ce face pentru ei. Cum vă descurcați cu dezăpezirea? Foarte bine în ultima vreme, până acum un an de zile mai greu pentru că primăria n-avea utilaj. De când are primăria utilaj, ce să vă zic, până acum un an mai băgam eu freza. Acum n-am mai băgat-o. Din punctul meu de vedere, asta este cea mai mare problemă. Nu primarul trebuie să se ocupe, ci angajați pe care, din păcate, nu prea iare. Dar dacă primarul ar avea un sprijin mai mare de la autorități, s-ar desfășura mult mai bine. Din păcate, nu poate mai mult. Din punctul meu de vedere, dacă ar fi să se schimbe acest primar, ar fi foarte rău. Având în vedere că aici aveți zăpadă mai tot timpul, dacă sunteți mulțumit de cum dezăpezește? Din start, 100%, fără nicio reținere, fără nicio reținere. Da, ce părere aveți despre primarul dumneavoastră? Și vremuri mai astea, mai urâte, mai grele și a venit așa, acum încă e binișor. Dar, mulțumit, fără probleme. Și când au fost vremurile acelea mai grele, la fel, a venit atunci și a fost, da, și atunci a fost, da. Iarna asta a fost foarte bine față de anul trecut. Anul trecut a avut o firmă din Brașov și venea dimineața și seara și nu avea un plug normal cum trebuie să aibă. Avea un plug micuț acolo, un băiat care dădea câteva lopezi de nisip și cam atât. Ați mai văzut vreun primar care să facă o astfel de activitate? Primari poate pe afară, în străinătate, dar la noi în țară nu, eu nu. Eu cel puțin nu. Nu știu să fi văzut primar să dea cu mașina. Să urce pe mașină, doar să coordoneze, da, dar să urce pe mașină să dezepezească, nu. Din diverse motive economice, în primul rând, pe urmă din lipsa cadrului juridic al Serviciului de Salubritate, am purces la această activitate. După cum vedeți, eu sunt și șoferul de pe unul dintre aceste utilaje. Pe celălalt utilaj lucrează șeful de la situații de urgență și ne facem treaba, urmând ca în viitor apropiat să angajăm oameni pentru a desfășura această activitate. Universitatea Transilvania din Brașov le oferă și în acest an liceenilor programe de pregătire pentru bacalaureat. Este vorba mai exact despre instruire la 3 discipline: limba și literatura română, informatică și matematică. A fost o completare față de ceea ce facem la clasă, ca să îmbunătățesc ce am învățat acolo și să adaug unde am avut mici lipsuri, cam atât. La ce facultate vrei să... La stomatologie. Am aprofundat niște subiecte care nu sunt chiar predate la școală, adică o nuanțare a literaturii române pe care eu n-am mai întâlnit-o până acum în liceu. La ce facultate vrei să... Băi, sincer, aveam în gând alte facultăți, dar având în vedere lectura de astăzi, mă tentează așa, facultatea de litere. Au fost receptivi, au pus întrebări, asta am și intenționat de fapt. N-am vrut să țin un soi de curs academic, așa, de la catedră, ci să intrăm în dialog, să întreb ce interesează, să aflu care sunt punctele vulnerabile ale pregătirii lor. Elevii vin la aceste întâlniri, din care cred eu că obțin două lucruri importante. Pe de o parte,
o sistematizare a materiei pe care o învață la liceu cu profesorii lor. Profesorii de la universitate nu vor să se substituie niciun caz profesorilor de liceu, ci doar să le ofere poate un mod de a descrie puțin diferit acele lucruri și astfel de a le da puțină siguranță. Cadrele didactice de la Universitatea Transilvania spun că vor organiza programe de pregătire și anul viitor. Deși vremea ne arată că iarna nu vrea să plece, calendaristic mai sunt doar câteva zile până când primăvara își va intra în drepturi. Și cum data de 1 martie este un moment potrivit pentru a oferi un cadou, comercianții de mărțișoare au ieșit deja cu marfa la vânzare. Mărțișoare sunt pentru toate buzunarele și preferințele, de la colorate și haioase până la broșe elegante. Toate acestea pot fi găsite la standurile special amenajate. Totul a început în vara anului 2016, când în cursul unei operațiuni de deratizare în podul Muzeului Casa Mureșenilor din Brașov a fost descoperit un revolver model 1892 tip Saint-Étienne cu toc de piele. Reprezentanții Muzeului Casa Mureșenilor Brașov nu au făcut public la acel moment descoperirea revolverului, deoarece a fost nevoie de un întreg demers legal pentru ca pistolul să fie retrocedat muzeului. Conform procedurilor legale, l-a fost preluat de procuratură pentru a-ți face o investigație ca nu cumva acest pistol să fi fost folosit într-o infracțiune. După ce am primit neînceperea urmăririi penale, pistolul a fost retrocedat muzeului și mulțumim pe această cale justiției române care și-a făcut datoria. Este posibil ca revolverul găsit în podul muzeului să fie aparținut unor personalități din familia Mureșenilor, Moise Groza, Aurel Amureșanu sau comandorul aviator Eugeniu Puiu Pârvulescu. Cercetătorii brașoveni susțin că valoarea de patrimoniu a revolverului nu a fost consemnată, însă investigarea cu privire la acest tip de pistol continuă. Este o provocare pentru noi și vom face cercetări în așa fel încât să vedem, după seriile care sunt înscrise pe pistol, să verificăm la arhivele militare, poate vom găsi totuși cine a avut măcar în ultimul timp acest revolver. El are o uzură pronunțată, ghinturile din interiorul țevii nu mai au profunzime deloc, deci este o armă cu care s-a tras foarte mult, are la mecanismul de tragere o uzură pronunțată. Revolverul poate fi văzut la Muzeul Casa Mureșenilor și se poate afla întreaga poveste. Acesta va fi expus în incinta muzeului până în 30 martie 2019. Studenții Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov au asistat la o oră de istorie importantă pentru cariera lor. Aceștia au putut primi sfaturi importante de la foști experți în aviație. De asemenea, au aflat toate informațiile despre modernizarea elicopterelor Puma. Acest elicopter a demonstrat capabilități de luptă pe care le-a elicopter militar. Deosebite, bineînțeles, pe simulator la Air Show. Și am cules numai laude. 25 elicoptere din serviciul forțelor aeriene au fost modernizate inițial cu sistemul SOCAT, care transformă elicopterul de transport în principal într-un elicopter de suport al misiunilor tactice. Brașovul este leagăn de istorie de aeronautic. În 1925, practic aici, se creează nucleul industriei noastre de aviație. Să dezvoltă primul avion de luptă românesc, iar E-80, care pe vremea aceea era al patrulea avion din lume, ca și caracteristici tehnico-tactice de zbor și de luptă. Misiunile de bază la care este folosit acest elicopter sunt pentru transport trupe, căutare și salvare, evacuare medicală, transport sarcini interne și externe. Dragomir Ioan Răzvan, poștăvarul Bodybuilding, Brașov. Culturismul se numără printre sporturile care oferă multiple beneficii organismului: creșterea masei și a forței musculare, tonifiere, slăbire și mobilitate. Culturistul brașovean Răzvan Dragomir susține că acest sport are efecte pozitive asupra organismului. Culturismul este un sport foarte drastic, să zic așa, efecte pozitive, în primul rând sănătatea. Vii la sală, e un mod de viață foarte sănătos, faci mișcare, efecte pozitive asupra inimii, cardiovasculare. Aspectul fizic plăcut, care e apreciat.
Tratat cu superficialitate, culturismul poate avea efecte negative. Din cauza regimului strict, organismul se simte slăbit, iar pe fond psihic pot să apară frecvent momentele de descurajare. Nu am suficienți mușchi, nu mai arăt atât de bine. Răzvan Dragomir este campion național la culturism și și-a dedicat întreaga viață sportului. Practic culturist de performanță din anul 2012, sunt legitimat la Club Sportiv Postăvarul din Brașov. Este o viață grea, să zic așa, mai ales când ești într-o pregătire de concurs, fiindcă nu prea ai viață personală, nu prea ai timp de prieteni, de ieșiri, vii la sală și cauți mereu să dai tot ce e mai bun, să-ți atingi scopul. În ultimii 2 ani m-am axat și pe powerlifting, s-a format în Brașov o echipă de 5 membri, cred. Sporturile, printre care se numără și culturismul, constituie, spune Răzvan Dragomir, cea mai bună medicină.